Cel puțin 14 persoane au murit, inclusiv 6 copii, iar alte 26 au fost rănite după ce un autocar, la bordul căruia se aflau elevi, părinți și profesori, a căzut într-un canal de irigație în sudul Turciei. Accidentul a avut loc în timp ce autocarul se întorcea dintr-o excursie școlară de la un parc național și un muzeu din provincie. Șoferul a pierdut controlul volanului, iar apoi autobuzul a căzut în canalul de la marginea drumului. Zeci de localnici au sărit în ajutorul celor rămași captivi în interior până la sosirea echipajelor de urgență. A fost însă prea târziu pentru 14 dintre pasageri, care au murit înnecați, în timp ce alți 26 au fost transportați la spital. Autoritățile din Turcia au luat o decizie inedită pentru a încuraja turiștii să facă scufundări în Marea Egee. Mai exact, au coborât pe fundul apei un avion Airbus A300. Aeronava, cu o anvergură de 44 de metri și o lungime de 54 de metri, a fost scufundată în apropiere de provincia Aydin. Zona este populată în rândul scafandrilor profesioniști, dar autoritățile doresc să-i atragă și pe cei amatori. Avionul a fost cumpărat de la o companie privată pentru suma de 270.000 de lire turcești și va avea rolul unui recif artificial. Sute de oameni au fost martori la acest eveniment și au aplaudat în momentul în care botul aeronavei a intrat sub apă. Femeile din Malaezia au sărbătorit cultura locală prin confecționarea celui mai lung covor din lume. Peste 400 de țesătoare din mai multe comunități au primit titlul Guinness World Records pentru cel mai lung covor din lume lucrat de mână, măsurând uimitoarea lungime de 1.128.272 de metri. Piese ale întregului covor au fost țesute de femei din toată Malaezia, înainte de a fi adunate și puse împreună. Femeile au început lucrul la acest covor în luna ianuarie 2016, iar în ultimele 5 luni au fost filmate pentru un documentar ce urmărește cum s-a ajuns la stabilirea recordului și celebrează patrimoniul regiunii privind tradiția țesăturilor. Precedentul record era de 797.051 de metri și aparținea unui covor creat în Suedia.